pentru următorul an, cred că s-aude mai bine când n-am microfon. Și vă cer îngăduința să citesc primele două măsuri și apoi restul de voșă să pagă potrivit propunerii de multiplicat și să ajungă la domniile voastre acasă. Societatea pentru Cultura și Literatura Română în Bucovina va pregăti și desfășura în toate filialele activități culturale tradiționale. Aniversarea și comemorarea poetului național Mihai Eminescu. Unirea principatelor. Aniversări, comemorări și evocări ale vieții și operei unor personalități ale Bucovinei. Aveți răbdare să le enumăr câteva? Aveți. Aron Pumnu, Eudoxiu Hurmuzache, entomologul și marele om politic Constantin Nehurmuzache, Ion Nistor, Iancu Flondor, George Grigorovici, Radu Grigorovici, Ighez Biera, Simeon Florea Marian, Dimitrie Onciu, Liviu Ionesi, Vladimir Trebici, Petru Rezuș și alți oameni din Rădăuță. Și aici, în continuare, scrie cine răspunde. Nu mai citesc. Are cine răspunde. Și a doilea aliniat, organizarea, foarte importantă în opinia mea, organizarea de manifestări culturale în colegii, licee și școli gimnaziale pe teme privind istoria și cultura Bucovinei. La București, la Cernăuț, la Storojineț, la Hliboca, la Bacău, la Botoșani, la Suceava, la Vatra Dornei, la Câmpul Lung Moldovenesc, la Gura Humorului, la Solca, Siret, Vicov de Sus, Putna, Sucevița, Arbore și așa mai departe, scrie în carte. La aceste manifestări, și asta vreau să citesc că face parte din al doilea aliniat, vor fi invitate mai multe personalități. Ne-am îngăduit să cuprindem numele următoarelor personalități care să susțină aceste manifestări. Academician Dimitrie Vatamaniuc, profesor universitar Mihai Iacobescu, profesor universitar Ștefan Purice, prorectorul Universității Ștefan cel Mare din Suceava, dr. Lucia Olaru Nenate, scriitorul Vasile Băcu, președintele Societății Științifice Petru Glior, academician Vasile Tărățeanu, profesor Elena Bostan de la Bacău, profesor Gheorghe Giurcă, profesor Nicolae Chițan de la Iași, scriitorul Liviu Papuc, scriitorul Ion Beldeanu, criticul și istoricul literar Nicolae Cârlan, doctor Gabriel Cărăbuș, inginer Popescu de la Bacău, scriitorul Mircea Aane. Da, nu dăm nimica, la Brașov. Și sunt și alte nume, eu mă opresc aici, sunt date mai multe.